Conducătorul de articolul 60 alineatul 1, litera A, penal, 225 alineatul 4, 321 alineatul 1.6, 415 alineatul 1.2, cod procedură penală, Republicii Moldova, colegii penal decidit, 1. Apel avocatului Consescu Mihai, declarație în chef judecătoriei Grigoriu Opel din 14 decembrie 2010, în cauza penală Mocanu, Alexandru Bejan, Adrian și Cutcăreu Gheorghe, se respinge ca nefondat. 2. Apelul inculpatului Cutcăreu Gheorghe, declarată aceleași sentințe, admite parțial din alte motive decât cele indicate în el și inclusiv din oficiu, în baza articolul 49 alineatul 2 cod procedură penală, păsează sentința în partea condamnării lui în baza articolului 32 alineatul 1, 328 alineatul 2 liter A cod penal și pronunță în această parte o nouă hotărâre după cum urmează. Vodcaiov Gheorghe Nicolae se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 332 alineatul 1, articolul 328 alineatul 2 liter A cod penal și încetează procesul penal cu privire la învinuirea inculpatului Cutcăreu Gheorghe în baza 332 alineatul 1 cod penal, din periodul de răspundere penală, din motivul survenirii prescripției tași de răspundere penală, exclude aplicarea articolului 84 cod penal și în baza articolului 328 alineatul 2 litera cod penal, îi stabilește pedeapsa formă de închisoare pe un termen de 2 ani, cu privare de drept de ocupa funcții sau de a exercita activități în Ministerul Afacerilor Interne pe un termen de 2 ani. În baza articolului 90 cod penal, pedeapsa stabilită e inculpatului cu care se suspende condiționat pe un termen de probă de 2 ani. 3. Admite parțial și apelul procurorului în procuratorul municipiului Chișinău Natalia Botnau și părții vătămate Crețu, Crețu Vitalie, declarate cele sentințe, ca să ia sentință și pronunță un nou hotărât, potrivit modul stabilit pentru prima instanță, după cum urmează. Bejan Adrian Mihail și Mocanu Alexandru Valeriu se recunosc numai de săvârșire infracțiunii prevăzute de 328 alineatul 2 litera 332 alineatul 1 cod penal și lista privește pedeapsa în baza articolului 328 alineatul 2 litera cod penal sub formă de închisoare pe un termen de 2 ani cu privare de drept de ocupa funcția de a exercita activități în Ministerul Afacerilor Interne pe un termen de 2 ani pentru fiecare. În baza articolului 90, cod penal, pedeapsa stabilită inculpatului Bejan Mocanu se suspendă condiționat pe un termen de probă de 2 ani pentru fiecare. În baza articolului 49, alineatul 2, cod procedură penală, încetează procesul penal cu privire la învinuirea inculpatului Bejan și Mocanu. În baza articolului 332, alineatul 1, cod penal, liberăm de răspundere penală de motivul survenirii prescripției trase de răspundere penală. 4. Admite parțial acțiunea civilă a părții vătămate Crețu Vitalie și încasează beneficiul său în mod solidar de la inculpație Mocanu Alexandru, Bejan Adrian și Cutcăreu Gheorghe, daună materială în sumă de 578 de lei și pentru recuperarea prejudiciului moral pe săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 328 alineatul 2 litera H 332 alineatul 1 cod penal se încasează câte 1000 de lei la fiecare inculpat. Decizia este executorii și poate fi supusă recursului la Curtea Superioară de Justiție adică mi-și am dat timp de 30 de zile de la pronunțarea deciziei, adică de ziua de astăzi. Președintele ședinței, semnătura și judecătorul astăzi. Poftim dumneavoastră. Poți să-mi dat? Poftim. Crețu Vitalie, le spun. Copia. Da, Crețu Vitalie. Și recepția. Semnați. Unde sunt o pasă, este tot din față, din instanță, un respect, arată e când asta. Este condamnație, nu? Condamnație, unde sunt? Tale, ai înțeles ceva din sentință? Am înțeles ceva. De ce ești mulțumit? Nici într-un caz. Ai vrut să fii închiși? Da, nu că am vrut să fii închiși. Pedeapsa, eu socot că e de ajuns. Câte 2 ani cu suspendare, însă despăgubirea de 3500, asta e bătaie de jos pentru cei ce au făcut, cum și-au bătut joc și m-au închis și 3500, noi îți contestăm asta la Curtea Supremă. 2 ani cu suspendare costă tortura? Te mai degrabă încurajare. Eu înțeleg, simt atât de epuizat. El e generos. Că de-am nu mai vreau nimic. De-am lucrat că s-a terminat cu asta, măcar cu asta s-a terminat. Pentru că nu s-a terminat dacă te duci la Curtea Supremă. Da, da, da. Dar pedeapsa care a fost înainte și care e acum, pe ce se diferă? Care a fost înainte și care e acum? Atunci n-au fost condamnați pentru abuz,
fals în acte publice, dar acum au fost condamnați, dar iarăși a trecut termenul de prescripție și s-a încetat urmările pe această cauză. Practic, Curtea Supremă a întors înapoi și tot aceeași pedeapsă. Da, dar dosarul ăsta a mai fost la Curtea Supremă? Da, păi au fost, în prima instanță au fost condamnați de prima instanță, la Curtea de Apel a fost achitați. După ce am mers la Curtea Supremă, de la Curtea Supremă s-a întors înapoi și iarăși condamnați. Și iarăși mergem la Curtea Supremă. Vom vedea data asta Curtea Supremă. Că putem în 3 ani jumate de la fapt. 3 ani, da, de grab 4 ani. De grab 4 ani. La CEDO nu te-ai plâns? Încă nu, fiindcă noi am încercat să trecem prin toate instanțele, însă dacă după ce ne-a sfătuit avocatul, însă dacă o să fie iarăși întoarsă înapoi la rejudicare în Curtea de Apel, noi o să ne adresăm la CEDO. Noi, pur și simplu, nu avem puteri ca în acest stat să ne luptăm cu nedrept. Nedreptate. Cu nedreptate. Am înțeles că am nemulțumit de sentință. Dar, într-adevăr, eu socot pentru dânsul că asta e o tortură, să fie trăit în instanță, tot aceeași pedeapsă simbolică și bate joc. Dar, păi, despăgubire, 1000 de lei de la fiecare. Da, văd că crețul asta și mai mult retrăiește, că 1000 de lei e dat puțin. Eu socot că asta trebuie să fie parte secundară. Despăgubirea materială. Și totuși, încă o dată, că statul își bate joc în continuare și e o mascotă pentru judecători, procurori, pentru polițiști torționari. 2 ani cu suspendare pentru tortură, asta e... Cum s-a mai auzit, cum s-a mai văzut așa ceva. Articol foarte grav. Polițiștii au reduceri. Cred că nici avocatul lor, nici ei n-au venit în instanță. Da, asta e mai mult că ei nici s-au prezentat nici o parte dintre așa, asta e o... Știau probabil hotărâre. Eu zic că asta e o atitudine față de instanță. Nu respect. Eu nu știau ei că nu trebuiau să fie închiși și nu s-au prezentat. Se vede că a fost dinainte sau înțeles între ei.